Cel mai frumos moment al sportului românesc în acest an 2017, după o perioadă grea în care am așteptat și am râvnit la victorii, după un an 2016 în care doar fetele de la Spadă ne-au bucurat sufletul. Marian Drăgulescu, aur continental, acasă, în România și în direct și în exclusivitate la Televiziunea Română. Award ceremony for men. Ceremonie de premiere în concursul masculin la sol. Honor fair face and winner of the bronze medal. Zâmbetul campionului în fața propriilor suporteri, în fața țării întregi. Marian Drăgulescu e campion european. Bronzul îi revine la această ediție încă o dată lui Alexander Shatilov. Este a cincea lui medalie de bronz la campionatele europene. Mai are un aur și un argint. On the second place and winner of the silver medal representing the Russian Federation. Prima medalie în competițiile seniorilor pentru Dmitri Lankin din Rusia. Argint. Un început de drum pentru acest băiat talentat, de care probabil îl vom vedea până la Tokyo, poate chiar mai mult. A 10-a medalie de aur din cariera lui la europene, a 5-a la sol pentru România la campionatele europene, a 58-a medalie a nației noastre în concursurile masculine. Doamnelor și domnilor, cu ochii în lacrimi, emoționat, dar fericit, Marian Drăgulescu! Este a 12-a medalie la acest aparat, la întrecerea continentală pentru România. În curând va împlini 37 de ani. Medalia de aur este acordată de... A început gimnastica la București cu sacerdoțeanul, a lucrat cu Dumitru Hărgălaș la lot de-a lungul timpului. Mulți antrenori și-au adus contribuția la perfecționarea lui Drăgulescu. Talent înăscut. Membru al Comisiei Tehnice a Uniunii Europene de Gimnastică. The bronze medal is standing all the way. Iar medalia de bronz este acordată de 4 ori campion mondial, a câștigat și a 4-a medalie de aur pentru el la sol. Morinari Watanabe, președintele Federației Internaționale, l-a premiat pe Marian. Adrian Stoica, președintele Federației Române de Gimnastică acolo. Doamnelor și domnilor, imnul României! Imnul național al României! Des cadru cu tribuna! Thank you.
Împreună suntem mai puternici. Uniți, asta lipsește poporului român. Să fim mai uniți. A 18-a medalie de aur din cariera lui, 8 de argint și 4 de bronz, 30 în total, ce gimnast. A egalat-o pe Gina Gogean la număr de medalii. Felicitări din toată inima, Marian Drăgulescu, pentru această zi în care ne-ai adus multă bucurie. Și povestea lui nu se încheie, pentru că mâine va fi și în finala de la Sărituri, Alin, și acolo vom avea aceleași emoții și să sperăm că finalul va fi la fel de fericit.